a sunat ultimul clopoțel și pentru elevii din ultimul an de gimnaziu din cadrul liceului teoretic Pogoanele. Emoționați, proaspeții ai clasei a 8-a și-au luat rămas bun de la colegi și de la profesori. Acum gândurile lor se îndreaptă spre viitor, spre primul examen din viața lor, cel în urma căruia vor intra într-o nouă etapă a vieții, cea de licee. Astăzi se încheie 4 ani frumoși în care am încercat să vă ghidez pe acest drum, care pentru voi este doar la început. Sunteți acum la un popas, pentru că, așa cum vă ziceam și mai devreme în clasă, ce este și mai bun și mai frumos, abia acum începe. După cei 4 ani de gimnaziu, copiii au plecat cu amintiri din cele mai plăcute. Acum ei se consideră pregătiți pentru examenul ce îi așteaptă peste 2 săptămâni. Exact așa cum mi-am dorit să fie, plin de provocări, lipsit de banal. Fiecare an a adus ceva nou, ce pot spune că mi-a schimbat într-un fel viața. M-am pregătit pe tot parcursul celor 4 ani de gimnaziu și consider că sunt pregătit pentru momentul cel mai bun. Am fost frumos, momente mai bune, momente mai rele, dar trecut cu bine toate și mă bucur că stau alături de colegii mei pe final. Emoțiile copiilor și ale profesorilor s-au transmis și oficialilor prezenți la festivitatea de absolvire. Mă simt onorat să mă aflu în mijlocul dumneavoastră și emoționat în același timp. Transmiteți multă emoție, parcă ar fi festivitatea mea de absolvire. Chiar sincer sunt emoționat. Și reprezentantul inspectoratului școlar prezent la evenimentul de la Pogoanele a avut un mesaj pentru tinerii absolvenți, cei care pot fi numiți promoția online. Este o generație încercată, este o generație care s-a confruntat cu niște provocări cu care ne-am confruntat și noi, pentru că și pentru noi este o premieră acest tip de activitate, dar sunt convinsă că și-au dat silința și au terminat cu brio, chiar dacă de cele mai multe ori s-au aflat în fața ecranelor, calculatoarelor sau cu telefonul în mână, fiecare cum a avut posibilitatea, dar vorbind din experiența de cadru didactic, vă spun că au făcut niște eforturi foarte mari pentru a ajunge unde sunt astăzi. Ne apropiem de normal, chiar dacă vor fi o generație, lumea spune, de sacrificiu, noi nu-i considerăm așa. Îi considerăm niște pionieri, niște eroi. După momentele festive, absolvenții claselor a 8-a vor pune iar mâna pe carte pentru a se pregăti pentru examenul de evaluare națională, în urma căruia vor ajunge la liceu.